Îi foarte posibil să auziți sunete multe, îmi pare rău pentru asta, se lucrează și șantier deasupra. Nu vă mai explic ce frumos e și pentru mine, da. Vreau să vă zic despre terminarea upload-urilor. A fost o perioadă foarte lungă de timp, nu mă așteptam să dureze atât. Știam că am multe clipuri să fac re-upload, dar noroc totuși că am urcat câte două în fiecare zi. Asta cred că a salvat mult timp, că inițial știți că am început să urc doar unul și am zis să pun două ca să le termin mai repede. Da, am reușit, am unit practic canalele, acum toate clipurile, zic eu, relevante așa de pe vechiul canal au ajuns aici, pe acest canal, deci vă pot face trimiteri mult mai ușor, acum nu mai trebuie să mă duc pe celălalt canal să vă fac trimiterile. Au rămas câteva clipuri pe care nu le-am urcat, care zic eu că mergeau urcate, dar le-am sărit într-un fel pentru că nu mai erau chiar relevante unele din ele, adică multe dintre clipurile despre Marvel, de exemplu, nu le-am mai urcat, că vorbeau despre, nu știu, teorii de dinainte de Endgame sau vorbeau despre, nu știu, ce se mai întâmplă în anumite filme, teorii care au fost confirmate sau infirmate și n-am mai, adică nu mai avea rost, efectiv nu erau genul de clipuri evergreen, dacă vreți, adică care să meargă mereu. Le-am pus în majoritatea așa doar pe cele care merg mereu, adică pe cele potrivesc indiferent de perioadă, indiferent de câte clipuri trec și indiferent de cât de mult timp trece. Adică, da, înțelegeți ce zic. Da, am urcat nu știu câte, oricum au fost câteva sute de clipuri. Oricum am început acest re-upload, cred că prin, nu mai știu, prin septembrie, parcă, și, na, am ajuns până acum, deci, câte luni au trecut, octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, 4 luni, plus încă, să zicem, cred că am început puțin mai devreme de septembrie, totuși, știu că am urcat la un moment dat clipuri, urcam câte unul pe zi. Anyway, nu e important asta neapărat, e important mai mult să vă zic faptul că, da, au fost clipuri de re-upload pentru cei care sunteți mai noi pe aici, că știu că ați venit mai mulți abonați noi. Unele clipuri sunt mai vechi, adică clipul care apărea de obicei dimineața și cel de seara erau clipuri vechi, adică clipuri făcute pe canalul vechi și re-uploadate aici pentru că am vrut să mânesc canalele. Dar de ce te întreb? Probabil te întreb de ce nu mai ești activ pe vechiul canal. Ei bine, am răspuns la întrebarea asta de sute de ori, o să răspund și acum că îmi place și probabil o să mai răspund la ea și în continuare cu ce s-a întâmplat cu vechiul canal. Vechiul canal a primit un shadow ban de la YouTube imediat după ce mi-a fost demonetizat contul, demonetizat pentru clicuri invalide. Practic a venit cineva, a dat click pe reclamele mele atunci când aveam un blog și nu știu cine a fost, a dat click pe reclame de mai multe ori, Google mi-a dat ban și de atunci a zbanat. Asta s-a întâmplat prin 2012 pe Google AdSense când aveam blog și nu aveam YouTube. E, între timp am făcut contul de YouTube, primul cont, apoi al doilea cont a fost Killer Bananas. Clasic, adică canalul vechi pe care am postat până când YouTube mi-a permis să monetizez clipurile și în acel moment AdSense și-a dat seama de faptul că tu nu ești ăla căruia i-am dat bani acum câțiva ani prin ea, hai să-ți dăm iarăși bani, știi? Și practic îți banat pe AdSense, eu nu pot folosi numele din ce știu. Am mai încercat chestii, am văzut că unii au dat bypass la banul ăsta, nu știu cum, eu n-am reușit. Iar acum singura posibilitate de a monetiza practic canalul este să îl pun pe numele altcuiva. Asta a fost soluția în cazul meu. Dar, da, aparent nu pot folosi numele. Mă rog, nu e o problemă asta atât de mare, nici chestia cu monetizarea, dar chestia este că pe canalul vechi, pe lângă faptul că nu puteam monetiza și din punct de vedere al business-ului YouTube-ului, era clar că nu o să mă promoveze la fel de bine și s-a văzut asta în statistici,
cam după un an după ce am început după ce mi-am luat banul respectiv. Și apoi am zis că am să fac alt cont, că na. Într-un fel îmi pare rău că nu l-am făcut mai devreme, că n-am făcut mișcarea asta mai devreme, că n-am trecut pe un alt canal mai devreme. Dar acum, na, ce să fac? A fost o chestie așa mai de... adică am încercat, poate să se rezolvă, dar nu s-a rezolvat și am zis că cel mai bine e să încep de la zero. Și am început de la zero, am făcut un subscriber, am făcut 100, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, acum ne apropiem de 7000 de subs. Da, canalul crește și am zis că n-avea rost să-l șterg pe cel vechi. L-am păstrat, este disponibil, mă rog, toate clipurile sunt pe private, clipurile importante sau pe unlisted, clipurile importante au fost urcate aici, așa că da, dacă sunteți noi, practic nici nu trebuie să mai știți ce s-a întâmplat în trecut, aveți toate clipurile aici. Dar da, e posibil să vedeți unele clipuri care arăt altfel, că sunt o neacă mai tânăr, că e altă animație poate. Și da, sunt clipuri de re-upload, multe din ele, dar na, n-am avut ce să fac, a trebuit să reunesc conturile și n-am avut cum să urc toate clipurile într-o singură zi, pentru că am făcut asta odată pe un cont și mi-am luat ban. Deci da, a trebuit să le urc încetul cu încetul și acum înțeleg și de ce mi-am luat ban, pentru că unele clipuri aveau copyright content în ele și... Când urci sute de clipuri de genul, YouTube îți zice, hai calmează-te tu și îți dă bani. Și da, asta s-a întâmplat în ultimele luni aici pe canal. Am făcut re-upload-uri, re-upload-uri care nu vor mai veni începând de azi, deci începând de azi doar clipuri noi. Bine, din când în când mai am niște clipuri acolo pe canalul vechi ascunse, e posibil să le pun și pe alea, dar nu o să mai fie așa ca acum, adică poate le pot mai random așa, cu ocazii speciale, nu știu. Dar nu, nu vor mai veni clipuri de re-upload, cel puțin clipuri legate de astea, de desene, filme, pentru că am pus cam tot ce era important, mai mult sau mai puțin chestiile care v-am zis nu mai sunt chiar relevante, alea nu le-am mai urcat, că nu mai avea rost într-un fel. Dar da, această trecere cumva a însemnat și automat faptul că am pierdut niște clipuri într-un fel, chiar dacă multe au fost reuploadate aici, na, dar nu le-am mai urcat. Am pierdut, cred că, și acel joc de Halloween cu linkurile, pentru că n-aveam cum să modific linkurile și nu voiam să-l fac iarăși. Și live-urile de pe canalul vechi, alea n-am cum să le urc, că-s mari și not worth it, dar sunt vă două live-uri mai interesante acolo, cred că poate cine știe încerc pe alea măcar să le reurc aici. Și cam atât așa, în mare parte. Acum ce o să vină? Continui cu același content, nu se schimbă nimic, o să vină doar un clip pe zi, un clip și un live, cred că încerc să fac live tot așa zilnic. Pe cât posibil, așa, cu live-urile mai greu, da? Cu contentul va veni câte un clip în fiecare zi. Nou, un clip nou, deci fără re-upload-uri, așa că da, revenim la un clip pe zi. O să mă gândesc la ora când o să-l postez clipul. Deocamdată e la 3 clipul cel nou, dar asta era din cauza că... cumva voiam să las un gap între clipul de dimineață și ăsta la prânz și cel de seară. Dar nu cred că va mai fi la ora 3, s-ar putea să mut o leacă ora clipului nou, cred că, nu știu, poate a să văd când le postam înainte să încep cu re-upload-urile, parcă pe la 12 așa. Deci da, clipul nou va veni mai devreme, cel mai probabil. Referitor la alt tip de content, mi-ați mai spus de gaming, mi-ați mai spus de alte content, alte tipuri de content. Bă, gaming eu mai fac, adică pun și așa, dar nu parcă n-aș face un content separat neapărat de gaming. O să fac niște serii, că am niște jocuri despre care v-am spus că o să le joc și vreau să le înregistrez când joc, adică să nu le joc pe live. Nu știu dacă vor veni neapărat în paralel cu clipurile noi sau vor fi doar, într-o zi să primiți doar gaming.
Am să mă mai gândesc la asta. Oricum, all in all, cred că o să mă acces doar pe un clip pe zi și live-ul seara. Deocamdată cam așa. Așa rămâne de acum încolo. Și cam asta e, da, a fost o perioadă lungă, așa, asta cu reupload-urile a fost ceva destul de big pentru mine. Din nou, cred că ar fi trebuit să fac aceste reupload-uri cam în momentul în care am reînceput canalul, dar nu n-am făcut tocmai pentru că nu eram sigur cumva de stabilitatea canalului, nu știu cum să vă explic. Când am canal la început, YouTube-ul e așa și așa, adică mai bine nu riști regulile, nu pui content copyright, nu... Pe măsură ce canalul crește, YouTube îți dă mai multe facilități și cumva devii și mai de încredere pentru ei. Și m-am așteptat o leacă înainte să fac reupload-urile astea, pentru că... Deși da, e contentul meu, dar ar putea considera YouTube-ul că e content de pe alt canal reuploadat aici. Și da, într-adevăr, asta este, dar sunt clipurile mele, știi? Adică, da, cred că ar înțelege în cazul meu dacă ar fi să vorbesc cu ei. Și acum mi-au dat și posibilitatea să-i contactez direct. Adică, efectiv, am un suport în dashboard-ul de creator. Fiind un canal mai mare, pot să vorbesc direct cu cei de la YouTube și să le explic care e situația. Și cred că ar înțelege suportul de acolo, că sunt destul de deschiși așa la chestiile astea. Văd că mi se cam descarcă camera. Cred că o să... încerc să termin aici. All in all, așa, pe scurt, ideea este că revenim la un clip pe zi. Probabil va fi pus mai devreme decât cum era până acum, adică mai devreme de ora 3. Și live-ul rămâne tot așa, seara de pe la 7, în zilele când fac. Da, așteptați-vă fiecare seară la o live, încerc pe cât posibil în fiecare seară. Oricum, să știți că mi-am mai reglat așa și programul de lucru, într-un fel, încerc să nu mai mă ocup toată ziua cu ceea ce fac pentru freelancing, adică am început să-mi selectez mai cu atenție și clienții. Și na, asta îmi dă posibilitatea de a avea mai mult timp liber, într-un fel, și în același timp să mă ocup și de YouTube, asta ar însemna în mod direct. Bine, nu e legat de asta, dar referitor la canal în engleză, continui și acolo să postez. Deși am o problemă acolo că nu mă pot concentra chiar 100% și na, se vede într-un fel și în statistici cum crește canalul acolo. Which is a problem, dar am să văd, acela e un cu totul alt proiect, încerc să rezolv și acel issue. Da, cam atât. Vă mulțumesc că ați fost pe aici toată această perioadă. Vă mulțumesc celor care ați venit noi pe canal. Na, probabil ați fost confuzi de faptul că am tot urcat reupload-uri și da, într-adevăr, pentru un subscriber nou a fost adică eu dacă vineam pe un canal și vedeam că ăla care deține canalul urcă și clipuri cu el când era mai tânăr și cu el când era mai bătrân și cu el când, nu mai bătrân, scuze, cum mi-a zis cineva, înaintat în vârstă. Și clipuri cu animații, clipuri cu altă animație, clipuri de un minut, clipuri de 8 minute, mă gândeam de două ori înainte să-i dau subscribe. Acum, în schimb, lucrurile se vor schimba. Continui să pun zilnic, doar că nu vor mai veni atât de multe clipuri. Adică fără cedere upload. Deci voi fi un Sorin foarte consistent. Acum îl primiți doar Sorin cel care a înaintat în vârstă, animația cea nouă și atât, cred că da. Bun, cam asta e. This is it. Mai vorbim și mă gândesc acum dacă să vă mai zic ceva, dar nu știu. Mi-a zis cineva cu last reupload să pun în paranteză că se reupload. Puteam face asta, dar cred că asta influența puțin algoritmii YouTube-ului, adică nu voiam să apară la toate clipurile același titlu. Și na, de acum mă aștept să fie mai ok, așa, adică având în vedere că o să am doar un clip de făcut, o să fie mai clar și pentru subscriberii noi ce se întâmplă pe canal. Dar da, cam atât. Asta vreau să vă zic. Vă mulțumesc că ați fost pe canal și perioada asta mai annoying, așa, care am urcat clipuri mai vechi.
Vă mulțumesc și celor noi care ați venit și poate că ați fost deranjați, să zic așa, de clipurile mai vechi pe care le-am pus aici, adică a fost o leacă mai ciudat. Și vă mulțumesc că tot și-ați rămas aici, știi? Adică it means a lot. Și cam atât cu acest clip minunat. Mai vorbim. Să aveți o zi plăcută și ne auzim mâine cu un alt clip. Goodbye!